Meciul meciurilor pentru Astra va fi joi când pe Marina Anastasovici de la ora 21 arbitrul Vaflu era începutul unei partide istorice pentru giurgiuveni, Astra vs West Ham United, după ce joia trecută englezii au lăsat capul jos la Londra, încasând două goluri chiar dacă conduceau cu 2-0. Partida de joi se anunță de mare atracție și clubul giurgiuvean a pus de astăzi la vânzare biletele de acces pe stadion. Astra Giurgiu, West Ham United, un meci mai mult decât așteptat la cele două caserii din Giurgiu, biletele sunt deja puse la vânzare, iar vânzarea merge bine. La ora prânzului, deja la caseria din piața centrală și la cea de pe Tineretului, erau ocupate peste 1700 de locuri, pe lângă tichetele vândute, o parte fiind abonamente. Oricum ar fi, se estimează că vor fi ocupate toate cele aproape 1000 de locuri ale stadionului. Iată și prețul biletelor puse la vânzare. La peruza 1, 10 lei, tribuna 2, 20 de lei. La tribuna 1 central, în sectoarele 6 și 7, prețul unui bilet este de 40 de lei, în timp ce la tribuna 1, în sectoarele 1, 5 și 8, 12, prețul unui bilet este de 30 de lei. Deocamdată nu avem informații certe cu privire la spectatorii englezi care vor face deplasarea la Giurgiu, dar promitem să revenim cu amănunte.